Sunt Lorena Bogza, de 25 de ani în ProTV și sper încă 25, dacă Domnul o să ne ajute. Ce am făcut ați văzut cu toții, ce am reușit, dar adevărul e că mi-am dorit să fac mai mult. Cred că mai avem loc ca să facem mai mult decât am făcut. Până ca ProTV să apară la Chișinău, eu am fost reporter, corespondent ProTV pentru Republica Moldova. Am făcut știri, am relatat despre ceea ce se întâmplă aici. Ulterior am început să formăm echipa, am căutat oameni pricepuți sau cel puțin oameni care vor să învețe și în momentul în care am fost pregătiți, dar asta a însemnat foarte multă muncă la perete, cum spuneam noi, nu ne vedeau cei de acasă, în schimb ne vedeam noi în fiecare zi, jurnalul era difuzat pentru cei din redacție și era o bună școală, pentru că învățam cu toții cum să facem știri și cum să fim mai buni. Și în momentul în care am simțit că suntem pregătiți, atunci ne-a putut vedea toată lumea. Era nevoie de ProTV pentru că ProTV a fost prima televiziune cu adevărat neangajată politic, prima televiziune care și-a început jurnalul cu de ce Dumana de la Colonița și nu un politician de nu știu unde. Este un titlu care a apărut, nu e citat exact, a apărut în timpul scris atunci de către Constantin Tănase. Adică rolul nostru și ceea ce ne-am dorit noi este să aducem omul simplu și problemele lui în televiziune și nu oficialul și eu știu ceea ce înseamnă politicienii și beneficiile pe care aceștia le au și așa mai departe. Deci noi ne-am concentrat pe problemele cetățeanului, pe problemele telespectatorului nostru. Cetățeanul a rămas în atenția noastră, indiferent că vorbim despre știri, indiferent că vorbim despre celelalte programe ale noastre, în special mă refer aici la emisiunea În Profunzime, pentru că, deși invitații acestei emisiuni sunt politicienii, problemele pe care le abordăm se referă la omul simplu și la cotidianul lui, la ceea ce îl interesează pe el. Așa că eu cred că am rămas așa cum am fost din acest punct de vedere. Să fiu sinceră, nu-mi imaginam cum vom arăta noi peste 22 de ani. Nu știu, îmi doream să fim cât mai mult și să reușim să realizăm cât mai multe lucruri, dar nu m-am gândit atât de departe. Atunci am senzația că eram ca un șofer care s-a pornit legat la ochi. Deci nu știam unde. Era și o situație destul de complicată, social, în primul rând, în Republica Moldova, vorbim despre anul 1999. Dar atunci, ca și acum, existau mari speranțe. Vorbim despre guvernul Sturza, despre o alianță democratică, dar să nu uităm că n-a durat mult și pur și simplu peste 2 ani au venit comuniștii. Adică era o nouă speranță și atunci ca și acum. Și trăim din speranțe în speranțe și încă mai sperăm că într-o bună zi o să spunem în sfârșit s-a întâmplat ceea ce ne-am dorit cu toții. Nu, n-am ajuns la destinație. Nici nu știu când va fi această destinație și unde trebuie să fie această destinație. Ceea ce îmi doresc eu este să avem grijă și să muncim ca să demonstrăm că suntem în continuare foarte buni, să rămânem neangajați politic așa cum am fost întotdeauna și să rămânem fideli doar telespectatorului nostru. Asta este cel mai important ce trebuie să facem. În rest, prețuim foarte mult încrederea pe care o avem din partea telespectatorului nostru
Acesta este cel mai important lucru. Altceva chiar nici nu contează, pentru că muncim pentru El și știm că zilnic El este acolo lângă noi și ne dă puteri ca să mergem mai departe și să facem ceea ce trebuie să facem. Ce este ProTV? Locul în care se regăsește fiecare. Indiferent ce profesie are, indiferent care este statutul lui, indiferent că este bogat sau sărac, indiferent, este locul unde se regăsesc cu toții. Indiferent că e sportiv, indiferent că este, da, spuneam, indiferent și de profesie, este locul în care cu toții ne regăsim. În ProTV am început de la reporter, am muncit corespondent pentru Republica Moldova, o bună perioadă de timp, după care am muncit ca editor, am redactat știri, dar în paralel am făcut teren, am fost reporter pe politic și pe relații externe și am mai acoperit ce s-a mai putut. Am făcut și pe social mai multe reportaje. Ulterior, în 2004, dar până atunci, emisiunea În profunzime, de fapt, era filmată în birourile oficialilor. Și din 2004 avem un studio al emisiunii În profunzime, acolo unde primesc invitații, depinde în ce zi a săptămânii se difuzează emisiunea, fie luni, fie marți, fie joi, că au fost toate zilele. Care sunt invitații cu care mă mândresc? Este riscant să răspund la această întrebare, pentru că sunt mulți invitați și mi-e teamă că aș putea să supăr pe unii sau alții, pentru că până la urmă cei care au venit sunt convinsă că au venit cu niște așteptări, au venit să spună, eu nu știu, să-și exprime gândurile. Nu cred că aș putea să spun care sunt mai buni sau care sunt mai puțin buni. Mi-au lăsat un gust amar invitații care s-au tot perindat prin studiourile noastre la dezbateri sau la emisiune și au lansat o groază de promisiuni ca până la urmă să demonstreze că sunt niște oameni goi care n-au făcut nimic, doar au promis și au înșelat așteptările tuturor. Da, ei sunt cei pe care am dorit să-i ștergem din liste și ne dorim politicieni care să-și țină promisiunile, să fie onești, curajoși și să facă ceea ce trebuie să facă, să ne mișcăm înainte. Cred că deja asistăm la o nouă eră în politica moldovenească, putem spune acest lucru. I-am văzut plecând în această vară, după alegeri, i-am văzut plecând pe cei care au fost decenii în politică. Au promis decenii și au plecat aceste promisiuni rămânând acolo undeva spuse. Nu știu cum va fi și ce va fi în continuare, dar știu că un singur partid și-a asumat responsabilități foarte mari. Știu că acest partid are în față o perioadă extrem de dificilă, are în față rezistență din partea a tot ceea ce nu vrea să fie schimbat, și aici vorbim și de justiție și nu numai, și de alte domenii de activitate. Este riscant, pentru că este un partid care a luat mult mai mult decât a sperat acel partid și atunci când la putere este o singură formațiune, riscul să ajungem acolo unde nu ne dorim este mare, dar sperăm cu toții că vor avea suficientă, eu știu, nu neapărat responsabilitate, cât vor avea suficient bun simț și suficientă minte să nu ajungem cumva să vorbim despre o situație, despre dictatură în Republica Moldova. Așa cum am văzut că s-a întâmplat în trecut când un partid a obținut o majoritate covârșitoare în Parlament. Dacă ne uităm, PAS în acest moment era foarte aproape de a avea o majoritate pentru a schimba Constituția. Foarte mult, foarte mult. Această încredere înseamnă o enormă responsabilitate. Da, mi-amintesc de perioada în care riscam să rămânem, să fim închiși, pur și simplu, să ne închidă regimul Voronin, pentru că, hai să spunem, asta a fost. Cum am supraviețuit?
Am supraviețuit, în primul rând, grație celor de acasă. Ei au fost alături de noi, ne amintim cu toții acele campanii în care cu toții au pus umărul și au cerut ca ProTV să fie lăsată în pace și să-și poată continua activitatea. Grație lor am supraviețuit și grație, trebuie să recunoaștem, administrației ProTV, care nu a lăsat mâinile în jos și a făcut tot ceea ce a fost posibil și imposibil, inclusiv atenționând partenerii externi despre ceea ce se întâmplă. Și astfel am reușit să trecem peste această cumpănă. Într-adevăr a fost o cumpănă și, să fiu sinceră, am fost foarte îngrijorată pentru că nu aveam certitudinea că vom mai putea să continuăm. Cred că supraviețuitori sunt cei care reușesc să se reinventeze, sunt cei care reușesc să găsească soluții, indiferent cât de dificilă ar fi situația, și cei care întotdeauna privesc înainte. Indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de dificil este, au putere să meargă mai departe. Cred că pentru noi este firesc să fim sinceri. Dacă n-am fi sinceri, ne-am furat singur căciula. Eu nu înțeleg cum poți să fii altfel. Altfel nu ajungi la inimile celui de acasă. Poți să minți odată, poți să minți de două ori, dar cel de acasă nu trebuie desconsiderat. El este primul care își dă seama că tu nu ești onest și tu nu, deci nu ai o relație de încredere cu cel care te urmărește în fiecare zi. Este extraordinar de important să rămânem sinceri și să aducem adevărul, să-l prezentăm așa cum este, iar cel de acasă să tragă concluziile pe rigoare. Îmi amintesc multe momente de solidaritate la ProTV. Vorbeam mai devreme despre etapa în care am riscat să rămânem fără licență și atunci am simțit umărul celor de acasă, care au fost solidari cu noi. Au fost situații în care în Republica Moldova au existat cataclisme, mă refer la inundații, dar în special asta. Sau au fost situații în care oamenii au avut nevoie de ajutor, noi am pus umărul și am făcut ceea ce am putut face ca să ajutăm, inclusiv la salvare de vieți. Asta înseamnă solidaritate, înseamnă să îți pese de cel care este lângă tine. Din punctul acesta de vedere, suntem o familie. Implicat este undeva lângă solidaritate, pentru că a te implica, asta înseamnă la fel, să-ți pese. Să nu lași să treacă pe lângă tine un lucru sau altul, sau o situație sau alta, și să-ți se pară că tu trăiești în lumea ta, pentru tine lucrurile arată bine și nu este cazul ca să pui umărul și să ajuți alături. Așa că noi, la fel, cred că suntem implicați și cred că asta ne poate spune, despre asta mai mult ne pot spune cei de acasă. Dacă este să vorbim despre politică, într-adevăr, anul ăsta este un an de cotitură, este un an extraordinar de important. Eu m-am bucurat să văd oameni care au mulțumit ProTV-ului pentru modul în care a reflectat evenimentele politice din campania electorală, de exemplu. Și asta contează foarte mult, pentru că asta înseamnă că noi am reușit într-o situație extrem de complicată să ne facem treaba corect. Ce mă amuză cel mai mult este că mulți oameni sunt obișnuiți să, nu știu, să creadă, da, despre cei care apar la televizor sau, nu știu, care au un job din ăsta de birou, că nu fac nimic altceva în afară de stau acolo și transpiră făcând știri, editând, muncind. Și, bineînțeles,
Există un alt curent ăsta, că trebuie să stai prin saloanele de frumusețe, că trebuie să nu știu ce să faci. Eu nu sunt, nu fac parte din categoria asta. Și nu zic asta cu mândrie, poate nu este un lucru bun, dar eu de când cu pandemia m-am obișnuit să mă descurc singură, n-am ajuns la performanța ca să mă tund singură. În rest, absolut orice, vopsit păr, aranjat păr, machiat, îmbrăcat, pregătit pentru emisiune, se întâmplă asta într-o oră, o să ajung la performanța în care soțul meu să fie gata mai târziu când ieșim decât mine și eu să strig, haide dragă, hai să mergem. Ce fac eu acasă? Spuneam că nu este probabil, este o surpriză sau este ceva neașteptat pentru cei de acasă. Mă scol dimineața și îmi fac cafeaua, mă duc în grădină, am un leagăn acolo, mă așez și îmi planific prima jumătate a zilei, cât este răcoare, până începe să se încălzească bine. Să văd ce am de făcut. Grădina mea nu este mare. Grădina mea este, cred că are 40 de metri pătrați. Chiar am s-o măsori exact. Dar am acolo tot ceea ce am nevoie și n-am nevoie să mă duc la piață. Bine, nu se întâmplă asta chiar de la începutul verii, pentru că, de exemplu, roșiile nu se coc așa de vreme. Nu am o seră. Dar în grădina mea am tot ceea ce am necesar, tot ceea ce am nevoie ca să fac o ciorbă, ca să fac, nu știu, legume, să mâncăm sănătos, nu stropesc cu niciun fel de otrăvuri. Viitorul Dăriuței este o întrebare foarte, foarte dificilă. Tare nu vreau să ajung într-o zi și să spun că ne facem valiza și plecăm pentru că avem un copil și el trebuie să aibă viitor. Așa fac foarte mulți oameni. Vreau foarte mult ca ea să rămână aici, să învețe aici, să lucreze aici, să nu fie nevoită să plece. Eu îmi doresc asta foarte mult. Dar depinde de fiecare dintre noi ca ai noștri copii să nu fie nevoiți să plece, să rămână aici și să pună umărul, să schimbe lucrurile și într-o bună zi să trăim cu toții demn.